revenit cu informații despre situația incidentelor electorale. De la începutul votării au fost sesizate 7 posibile incidente, dintre care unul este confirmat, 2 sunt în curs de verificare și 4 sunt neconfirmate. A fost aplicată o sancțiune contravențională cu avertisment ca urmare a faptului că un bărbat a continuat campania electorală constând în aceea că a postat pe o rețea de socializare un îndemn privind alegerea unui anumit candidat la alegerile prezidențiale. Angajații MEAI rămân mobilizați pentru asigurarea desfășurării în siguranță a alegerilor și pentru verificarea rapidă a oricărui tip de sesizare cu privire la încălcarea legii. Reiterăm faptul că, potrivit legii numărul 370 din 2004, pentru alegerea președintelui României, continuarea propagandei electorale, după încheierea campaniei electorale, respectiv de ieri de la ora 7, este interzisă. În continuare, fiecare sesizare cu privire la producerea unor incidente electorale va fi verificată cu operativitate, imparțialitate și profesionalism de angajații MEAI, indiferent de persoanele implicate. Vă mulțumesc!